Salutare, dragi prieteni! Bine v-am regăsit! Astăzi, uitați cam cum este vremea. Asta vreau să vă arăt, cum este vremea în aprilie. Încă ninge, nu se oprește din nins. Am venit un pic la solar. Să dau zăpada. Am dat de pe laterala asta toată zăpada. Uitați cam cum arată solarul. Da? Deci un solar din pepereu care a rezistat 3 ierni. Eu zic că este foarte ok. Am luat zăpada de pe marginea asta din partea dreaptă a solarului și am băgat-o înăuntru, fiindcă și așa pământul este uscat. Intenționez să termin, să bag și margini, latura aialaltă, numai că acum vin și de la muncă și un pic am obosit, dar vreau să vă arăt cam cum este vremea, nu știu cum e pe la voi, motocultorul mi-a rămas aici în solar. Vreau să vă arăt cum rezistă un solar din pepereu, da, chiar a anins foarte mult, o să vă arăt pe laterala asta la altă. Am potmolesc un pic în zăpadă, este zăpada cam de, să zic, un 25-30 de centimetri. Uitați cam cum arată zăpada pe laterala asta. Mă mir cum de am rezistat, mă mir. Vedeți că nu e o folie profesională, este al treilea an cu această folie și chiar sunt mulțumit că mi-a rezistat 3 ani pentru 350 de lei cât am dat, e ok. Da, iarnă în toată regula, după cum vedeți. A prins pomii în floare. A prins pomii în floare. Zarzărul cel puțin e determinat, nu e al meu. Este al vecinilor. Dar în aprilie, început de aprilie, iarnă, cam rău pentru noi. Am semănat niște semințe de ardei în casă, le-am semănat. O să vă arăt mai târziu. Răsadniță n-am pus nimica. Norocul meu că nu m-am apucat să pun. Da. A prins copacii, merii ăștia. I-a prins un pic mai bine, fiindcă văd că nu le-a dat florile. Dar zarzării e cam greu cu ei. Asta este răsadnița. Nu am pus nimic, ca doar am udat. Parcă s-a înțepenit. Cam așa e răsadniță. Au, ce abur iese. E încă cald. Încă e cald în răsadniță. Vedeți dacă observați aburii care ies. E cald în răsadniță. În momentul în care se încălzește pământul, dar mi-e frică, nu las să se încălzească și după aia și afară și după aia o să semăn în răsadniță. Am mai semănat pe 14 aprilie, deci după jumătatea lui aprilie am mai semănat. Cam asta am vrut să vă arăt, că un solar din ăsta din pepereu a rezistat, este al 4-lea an. Primul an am avut cu folie normală, folie cumpărată albă,
nici nu mi-a ajuns atunci. Acum cu folia asta e foarte bună. Oricum intenționez să fac ceva la toamnă, ori dau jos numai folia și mai fac unele îmbunătățiri, ori încerc să mai ridic înălțimea solarului, fiindcă vara cam greu cu circulația aerului, este foarte cald. Cam atât am vrut să vă arăt. O să merg în casă, mă duc să beau o cafea și să vă arăt și ardei puși în două lădițe. Intenționam astăzi să mai semăn ceva, să văd cum am timp. Trebuie întâi să termin acolo laterala aia solarului, să dau zăpada, că cine știe ce mai vine. Deja vedeți că ninge afară. Da, e grav. E grav. Noroc că am pus atâta numai arpacicul și cu... De fapt am pus mai mult. Am pus și spanacul și ridichile, arpacicul și usturoiul. Da, vedem că zăpada asta mai ține și cald. Nu e chiar fric, dar oricum a afectat pomii care i-a prins în floare. Cu ei. Da, vă doresc sănătate și cum vă vrea bunul Dumnezeu. Cam e și bună ieșirea zăpada asta. E bună că ține umiditate la sol, vom avea un pic de apă, dar era, fiindcă este cam târziu ori, pentru această zăpadă. Da, sănătate și numai bine!